ajutor social nu primim, doar ne rânduim. Eu cu mama mea lucrăm, când ea, când eu, acum, la moment, lucrăm cu o tarzicica cu ziua. Prin sat. Da. Tu ai 3 copii? Nu, asta e fetița mea. Așa. Acesta și Violeta, Ion și cu băiatul care a venit acum la Zăzăt. Așa. Să salut mama. Așa. Dar ca să întreținem, nu te amândouă să muncim, cot la cot. Și voi într-o căsuță trăiți toți? Două, da, familie, aici cum ar fi? Da. Tu ești fără soț? Soț m-a părăsit când eram de acum cu fata însărcinată și n-am mai venit. Și de atunci, singur. Mihaela, prin ce treci tu sau prin ce treceți voi împreună cu mama, dar? Bine, vă explic așa că să nu dau creier, să nu mâncăm noi, să dăm la copii. Dacă sunt momente de este. Ei ce să crească, în mă gând. Să... De ce trebuie să ne stărim pentru ei? De ce avem, de ce facem măcar? Mama ta tot e fără soț. Da. Încercăm să ne ajungă, adică de pildă, dacă nu avem nimic în casă sau ceva genuita, dintr-o 100 de lei de pildă cum sunt, ne stărim pe 2 zile să ne ajungem, cel puțin. Pentru ce plângi? Pentru că să mă ajute, că să putem crește. Doar atât, adică mai mult nu vreau nimic. Sănătate să ne dăie, el. Asta e cel mai important pentru noi. Altceva, nimic nu vreau. Când voi fi bătrână vreodată, să o văd mare, să o țin de mână. Voi locuiți, cum ar fi două familii în două camere separate? În căsuță? Da, cam așa, dar mai mult într-o cameră. Acolo, cum într-o cameră este tot lejanc, sobă, da. În partea asta tot așa, sobă tot este. Înțeles că spațiu dormit avem pentru toată lumea. Da, iarna dormiți într-o cameră? Depinde cam câte lemne avem o gradă ca să iau. Dacă aveți mai multe, vă separați. Ca în două sobe să încălzești tot, și acum e mult, costă mult lemnele. Dacă să vara putem să dormim în două camere, două familii, da? Mm-hmm. Cum să zici, noi suntem o familie, că ea e mama mea totuși până la urmă. Bună, rău, e mama mea. Dar dacă avem lemne destul că să facem focul, da, dar dacă nu, într-un sob facem. Care a fost cel mai... Iar mâncare la ragaz, dar nu încercăm să facem. Okay, care a fost cel mai greu așa moment în viața ta când te-a durut mult sufletul? Eram neajutorată uneori. Erai deja cu copilul sau fără? Mm-hmm. Nu aveai niciun ajutor, niciun suport la mine. Scopul meu era să ieși până în prezent că să-mi cresc copilul. Să, pe lângă a mea, o să creștem și pe mama mare. Doar atât, adică este și scopul meu. Sănătate, cum am spus, avem să se creștem mari, sănătos, atâta. Mm-hmm.
Mihaela, noi vrem să te invităm la microbus ca împreună cu copii, ca să descărcăm tot ce a fost pregătit pentru voi și dacă e posibil măcar o lacrimă să vă ștergem astăzi. Și vreau să întreb copiii dacă sunt bucuroși și vreau să ne ajute să descărcăm toate bunurile. Mergeți să ne ajutați. Fitițele. Mergem la mașină. Da? Hai să mergem. Ești bucuroasă? Da, asta am cu ce pune să fac mâncare. O să te rogi în continuare, Dumnezeu. Sigur. Să înveți și copiii să se roage, pentru că Dumnezeu, în momentul cel mai greu, să vină în ajutor și o să vă ajute. Doamne, Iisuse Hristoase, Stăpâne și Făcătorule de bine, prea milostivule și prea iubitorule de oameni, cel cu nespusă și neajunsă milă și îndurare, cad acum către slava ta.